Eu sunt cetățean al Piteștiului de la 1 martie 1977. Atunci mi-am dat seama că locuitorii Piteștilor, piteștenii, contemplă acest frumos, dar s-au obișnuit, fără să-și dea seama că această, să spunem, bază materială floricolă, la lene special, din Pitești, poate să constituie și obiectul, să spunem, unei manifestări tehnico-științifice și culturale. Așa am gândit-o eu. Întâi m-am gândit să-i spunem sărbătoarea florilor, dar noțiunea de sinfonie mi-a venit tocmai de la faptul că erau așezate în rânduri perfecte, pe înălțimi, pe culori, pe epoci de înflorire, deci chiar cromatica culorilor. Și atunci de aici mi-a venit, ca un portativ, mi-a venit în cap, să spunem, sinfonie. Și uite că au trecut ani și ajungem la 30-a ediție, ceva care practic nu mă gândeam eu acum 30 de ani că va dura. Și opinia mea este că această manifestare va continua să dăinuie în Pitești, bineînțeles, cu unele, să spunem așa, elemente de modernizare, de adaptare, care trebuie să le suporte. Că altfel devine ceva banal în fiecare an, cam același lucru și așa mai departe.